Astăzi aflăm povestea unuia dintre cei mai urmăriți comedianți. Face senzație pe internet și are milioane de vizualizări la fiecare filmuleț. Ionuț Rusu ne spune cum a început povestea sa. Succesul are însă un preț. A ajuns la burnout și a apelat la ajutorul psihologului. Pentru meseria asta am vrut actor vreun an, un an și ceva, începusem să mă pregătesc pentru asta, după care tot așa existau niște voci în interiorul familiei, nu neapărat la părinți, care actori, sărăci, nu știu, ceva mai bănos. Și apoi pur și simplu m-am dus la o facultate care unde avea medie suficientă la relații internaționale la Cluj și cam aia a fost. Cam așa. Știu o poveste, nu știu cât de adevărată e, sau știu că ai povestit la un moment dat despre ceva cu șoferie de tir. Da, asta am făcut-o după... Ai făcut meseria asta? Da, în timpul facultății și după un pic, da. Am practicat și asta. Adică luasem și permisul în timpul facultății, că taică-mi mai făcea asta. Și atunci am mai făcut niște curse până să ajung aici în București. Cred că vreun an jumate, doi, aproximativ. Poți să-mi spui trei, nu știu, diferențe punctuale despre cum era viața ta până să fii cunoscut și cum e acum? Deci până să fiu cunoscut, da. Așa. Femei? Miliard, nu. Da, într-adevăr, la capitolul ăsta nu aveam un mare, mare succes. Așa, nu, într-adevăr, m-am mai remarcat segmentul ăsta de domnișoare. Apoi, accesul în anumite locuri. Nu aveam acces în anumite locuri. Și după aia, ce mai e? Înainte și după. Cred că eram un pic mai... Mă bucuram mai mult de lucrurile simple. Asta e ca un avantaj al ce era înainte. Mă bucuram mai mult de niște... pur și simplu de o ieșire, de un grătar, de o fază amuzantă pe care am trăit-o cu prietenii plimbându-ne prin oraș. Acum totul e mult mai superficial, să zic așa. Am înțeles, spuneai că viața acum e mai superficială, dar tu, eu te văd și te consider un tip mai profund. Chiar pare că ești un tip profund.
Da, acolo, în tenebrele sufletului meu, zaci, o profunzime. Nu, mi-aș dori și eu să mă întorc așa la viața aia în care mă bucuram de... De exemplu, aveam perioade în care, chiar înainte de Ai Umor, în care strângeam bani cu colegul de apartament să ne cumpărăm ingrediente pentru o ciorbă. Și un pachet de știm noi ce. Asta era un pachet de știm noi ce și o ciorbă. Asta era alimentul nostru. Și ne bucuram acolo, în locuința noastră mică, de lângă Berceni. Stăteam spre Jilava chiar. Și era un farmec aparte. Dar bine, probabil și asociez cu trecutul. Nostalgia întotdeauna îți accentuează trăirile. Nu zic că acum nu mă bucur de nimic, dar parcă mi-e dor de unele momente. So I collapse, I'm spilling these raps long as you feel them to the day that I drop. You'll never say that I'm not killing them. Vreau să vorbim un pic despre perioada când ai fost la radio și știu că ai spus la un moment dat că atunci ai ajuns aproape, nu știu, de un burnout sau ceva asemănător, nu știu, aveai foarte multe lucruri de făcut și nu prea mai aveai timp, nu? Da. Ai ajuns vreodată la burnout să simți că nu mai poți, să vrei, nu știu, să dormi două zile la rând? Da, de multe ori. Adică atunci nu mă consideram a fi leneș, adică îți povesteam adineori. Am ajuns, de exemplu, anul trecut a fost un an destul de haotic pentru că aveam radio, Te Cunosc de Undeva, plus sketch-uri. Și era extrem de greu, pentru că de multe ori la Te Cunosc se prelungeau filmările până la vreo 1 noaptea, plecam de acolo pe la 2 de machiere una alta, iar apoi la 5 jumate mă trezeam să mă duc la radio. De la radio mergeam înapoi la Te Cunosc, erau două emisiuni consecutive filmate. Și atunci, da, am simțit un pic că dacă mai dura 5 episoade Te Cunosc, cred că aveam nevoie de perfuzii. Ai avut vreodată nevoie de psiholog? Sau ai fost, ai apelat la... Da. Încă merg. Nu merg că-s nebun, cred. Mă duc așa, ca să mențin o sănătate psihică. Și mai am și eu căderi, ridicări. Și când sunt prea bine, mă duc. Mă duc aici, mai pozolește-mă că nu e ok. Dar da, am mers și merg. Și recomand dacă oamenii au probleme de genul ăsta să consulte un specialist.